Programul LIFE al Uniunii Europene împlinește 20 de ani de existență. Unul dintre cele trei proiecte LIFE a fost implementat chiar la Sibiu. Conservarea acvilei țipătoare mici în România este implementat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, alături de partenerii săi, Asociația Grupul Milvus și Societatea Ornitologică din România. Proiectul LIFE al Uniunii Europene celebrează 20 de ani de existență. Evenimentul este marcat și de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu, deoarece aici se desfășoară proiectul Conservarea acvilei țipătoare mici în România. Săptămâna aceasta se sărbătoresc 20 de ani de la înființarea programului LIFE, care este instrumentul financiar pentru mediu al Comisiei Europene. De la înființarea acestui program a fost susținută o serie de proiecte de mediu importante, atât pe componenta natură și biodiversitate, cum este și exemplul proiectul de conservare a acvilei țipătoare mici în România, care se implementează de către Aeroportul Sibiu, împreună cu Asociația Grupul Milvus și Societatea Ornitologică Română din București, dar și alte tipuri de proiecte pe alte componente de mediu, inclusiv pe comunicare și conștientizare. Este important să păstrăm mediul, asta este mesajul acestui program de finanțare, care se terminează direct de la Bruxelles, spre deosebire de alte programe de finanțare pe post-mediu, care se terminează prin intermediul Ministerului Mediului. Proiectul LIFE Conservarea vilei țipătoare mici în România, implementat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu alături de partenerii săi, celebrează cei 20 de ani de program LIFE prin organizarea a două evenimente speciale dedicate elevilor din școlile de pe teritoriul a 12 situri Natura 2000 pentru protecția păsărilor. Primul eveniment a constat în premierea pe 16 mai a celor mai bune scenarii de benzi desenate realizate de elevi, care continuă povestea celor două acvile, Generalul și Piciul, postată pe site-ul proiectului sub forma unui serial de benzi desenate. Al doilea eveniment constă într-o ieșire în teren cu elevii școlilor aflate pe teritoriul sitului Natura 2000 pentru protecția păsărilor. Cu această ocazie, copiii vor putea observa acvila țipătoare mică în mediul natural și vor afla informații importante despre ecologia păsării de la specialiștii proiectului LIFE.